Bine ați venit, dragii mei scorpioni, la citirea voastră pentru săptămâna 27 iunie, 3 iulie. Citirea este valabilă atât pentru cei din Zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți Luna, Ascendent, nodul nord sau orice altă legătură cu acest semn zodiacal. Iar pentru cei care vă doriți o citire cu mai multe detalii, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu. Hai să vedem. Dragi scorpioni, e o săptămână bună pentru voi. În primul rând, luni și marți, chiar e o săptămână bună. Dacă vreți să eliminați ceva, să schimbați ceva în viața voastră, să schimbați ceva într-o relație, să schimbați ceva într-o relație de iubire mai ales sau ceva ce ține de, știu eu, planurile de viitor pe care le aveați, parcă deja începe să vă vină acolo tot felul de idei. Printr-o discuție pe care o puteți avea cu o femeie sau în unele cazuri, e ca și cum, nu știu, sunt două femei, o persoană mai tânără, se întâlnesc undeva, stau de vorbă, nu știu cine sunteți voi din acest cocktail, dar acolo puteți găsiți o soluție foarte, foarte bună și, dragi scorpioni, e un moment în care nu știu, sunteți să comunicați, să experimentați tot felul de lucruri. Atenție pe zona spirituală și voi, pentru că acolo vă pot veni tot felul de informații fantastice. Absolut fantastice, dragi scorpioni. Atenție la ce visați, la discuțiile pe care le aveți. Puteți să vă eliberați acum dintr-o situație. Luna nouă, în semnul racului, 29 iunie, pe 30 și iunie și 1 iulie luna tot pe în rac stă și asta înseamnă pentru voi casa nouă. Și atunci, din punct de vedere astrologic, scorpionii au ocazia acum, atenție, să vă eliberați, dar depinde de voi, dintr-o parte a vieții voastre în care spuneați eu niciodată nu să fac asta, nu, vai, dar cum să mă duc eu așa departe, cum să mă mut eu în alt oraș, cum să învăț eu chestia aia, cum să intru eu în contact cu persoana respective. Ei uite, intrați, da? pentru că e un noroc aici pentru voi, care v-ar putea ajuta să vă schimbați puțin planurile de viitor. Chiar v-ar putea ajuta foarte mult. Mai lăsați așa că oricum e o perioadă în care apar schimbări foarte mari și în casă și în familie și cu rudele, cu prietenii apropiați, pe acolo se schimbă tot felul de lucruri în permanență. Dar acum vă puteți orienta către ceva mult mai bun. Inițial, nu știu, parcă vă luptați cu niște frici ale voastre, dar e cu noroc, adică punctul norocului e acolo totuși, despre ce vorbim. Luați și lăsați principiile alea de viață sau dacă spuneați eu nu, niciodată nu o să studiez asta, eu niciodată nu o să călătoresc în locul respectiv. Dacă vă tentează să plecați, mai ales dacă e vorba de relocare în străinătate sau o relocare, știu eu, într-o altă cultură sau să schimbați ceva, acum e momentul vostru. Iar au sărit două mesaje la voi. Iau două mesaje. Cam mai apoi, eu știu, 2-3 iulie, scorpionii chiar să înceapă așa să și guste din noul statut sau din noua idee da, care va veni. Nu știu, parcă e o întâlnire, așa, o ședință de familie, o întâlnire de gradul zero, nu știu, un bărbat, o femeie, o ispită și un noroc. Și acolo deja lucrurile încep să, să se miște de acolo. Hai să vedem. Primul mesaj este să faceți acțiuni inspirate și să faceți ceea ce simțiți. Clar o săptămână intensă pentru Scorpion. Cei care vreți să vă mutați, vreți să vă luați o casă, vreți să schimbați ceva foarte mult în viața voastră, acum aveți ocazia, dar trebuie să vă depășiți anumite limite. Da? bani puțin, luna decembrie, numărul 12, foarte important pentru voi. Și o legătură cu zodia săgetător sau cu zodia capricorn. Unii poate chiar aveți o discuție foarte interesantă cu o persoană apropiată vouă și e ceva ce ține de principala voastră sursă de venit. Acolo chiar puteți avea niște discuții intense, dar, dragi scorpioni, vedeți că nu știu cum să vă spun eu că e un moment uh, bun prin care puteți să vă reorientați către ceva mult mai înalt. Apoi aveți octombrie, numărul 10, important pentru voi, dar și un final pe care eu îl simt aici, un nou început. O legătură văd cu zodia balanță sau cu zodia voastră, da, zodia scorpion, cu un alt scorpion și un bărbat în vârstă. Apoi, mesajul pace, numărul 2, important pentru voi, în sfârșit se face pace. Dar vedeți că trebuie să vă învingeți voi niște, niște frici așa pe care le aveți. Și ultimul mesaj pentru voi este da. Cineva spune da. Acceptați ceva. Cineva acceptă ceva. Deci faceți pace. Bun. Dacă sunteți femeie, e vorba de un nou status pe care îl dobândiți, dar mult mai concret o să fie, să spun așa, după finalul sau după finalul. Da, 21-22 iulie, pe acolo o să începeți să simțiți așa că sunteți cu altă lumină, cu altă vibrație. Vreau să mai iau un mesaj, nu știu de ce, că doar am vrut să iau cărțile. Încă un mesaj pentru voi, inițial la S, cu mesajul speranță. Deci scorpionii chiar au ocazia acum să facă lucrurile să funcționeze. Deci e ceva la care voi sperați. Hai să vedem, dragi scorpioni. A sărit deja o carte. situația 8 de bâte. Iar și vedeți că e o săptămână în care puteți experimenta tot felul de lucruri. Da? Mai ales, nu știu, unii scorpioni au chef mai mult să facă sport, să cunoască oameni, să socializeze, să aibă o seară romantică, știu eu. Apoi, cavalerul de monede în, în mintea voastră, în inima voastră, deja a ieșit regele de spade, la baza manifestărilor voastre, nouă de monede, e cu bani. În exterior, 6 de spade. Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, steaua, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, cavalerul de băte. Energia generală, cavalerul de spade. Uf, da, era de așteptat. Bun. Pe nepusă masă, scorpionii uh, au parte de o discuție mai aprinsă, mai rapidă. Parcă e un moment în care tot ați stat, ați gândit, ați analizat, ați așteptat, și acum gata, porniți la atac, porniți la atac și sunteți dorni să rezolvați ceva. Alții puteți avea o surpriză din partea unei instituții sau din partea unei firme. Din partea unei persoane care lucrează la stat sau o persoană mai rece, mai detașat. 8 de bâte dintre voi și ceilalți vedeți că e multă comunicare. Multă, multă comunicare, dar comunicare din aceasta profundă, strictă, la obiect, comunicare de care vă place vouă. Sunteți dornici, oricum vă vă plac schimbările și e posibil să aveți discuții despre așa ceva, dar foarte rapide. În mintea voastră, vă spuneam eu că unii scorpioni, nu știu, vor să învețe ceva, vor să studieze ceva, să analizeze ceva. Vreți să puneți lucrurile la punct? Vi se oferă ceva din exterior, din partea unei persoane mai mature, din punct de vedere al acțiunilor, sau poate fi o persoană mai sigură pe ea? Alți scorpioni, nu știu, vreți să faceți niște studii, vreți să analizați ceva, vreți să creșteți, vreți să vă dezvoltați. poate apărea o nouă oportunitate, v-am spus, din punct de vedere profesional, dar pe care încă o mai analizați. Sau e vorba de o avansare, iarăși pentru alți scorpioni. Și de ceva benefic, dacă discutăm de o decizie în familie sau ceva ce ține de o moștenire, de viața voastră privată. De un partaj, de nu știu. Uh, regele de spade în inima voastră, păi aici, uh, nu știu, aveți grijă la o persoană din casă sau din familie care are niște planuri așa foarte bine puse la punct. Pe de o parte, pe de altă parte, vedeți că este o săptămână în care uh, parcă vă mai răciți față de persoanele dragi vouă, tocmai pentru că sunteți concentrați foarte mult pe zona aceasta a muncii sau pe zona aceasta a banilor, cum s-ar spune. Mai departe, nouă de monede niște bani pe care îi puteți primi. Pur și simplu vă răsfățați în această săptămână. Vreți să vă schimbați modul în care arătați. Vreți să schimbați lucruri. Nou ăsta de monede chiar vine cu o mulțumire, cu o împlinire din punct de vedere material. Apoi șase de spade în exterior. Da, pisica doarme și se întinde, de asta tot mă uit la ea. Uh, pentru că mă liniștește. Îmi pare rău că nu vine și la voi, dar nu pot să o chinui, să o pun aici pe masă, că doarme prea frumos. Șase de spade. Cineva vine către voi, cineva vă face o propunere, cineva pleacă, cineva se mută, reușiți să rezolvați ceva ce ține de o casă, iarăși, de o mașină, de ceva ce costă mult. Dar văd o persoană care este pregătită aici pentru o schimbare, pentru o mutare. Apoi, steaua, da? Ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți? Pe păi steaua aici, clar, vorbește despre o persoană care, știu eu, speră foarte mult. O persoană care vă vede ca fiind Dumnezeu pe pământ. Cineva are o speranță. Îi ghidați pe ceilalți, îi orientați pe ceilalți. Vedeți că poate fi cineva din familie care vă vede într-o lumină foarte frumoasă. Vi se poate propune ceva din familie și voi stați și analizați așa lucrurile la bani mărunți. Găsiți o casă modernă, găsiți o casă frumoasă, reușiți să schimbați ceva, să finalizați ceva. Iar unii puteți avea legătură cu o persoană. Hum, la care se ajunge greu o persoană cunoscută, și poate fi și o persoană, ca să spun așa, mai modernă din fire, mai autentică, mai sinceră, care se ocupă cu ceva mai modern. Apoi, cavalerul de băte, dragi scorpioni, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți. Pe aici e clar, discutăm despre o propunere din partea unei persoane puțin mai imature, da? Sau a venit pisica, că tot mă plângeam eu. În alte cazuri, e ca și cum apare o noutate în plan profesional care vă place, care vă atrage. Poate aveți de negocia ceva sau în unele cazuri scorpionii pot avea tot felul de tentații pentru a avea relații la locul de muncă. Puteți să vă găsiți un loc de muncă, dar e ceva ce vă place vouă, dar Asta ar presupune să finalizați niște studii sau să faceți un training, să faceți niște cursuri suplimentare. Dragi scorpioni, în continuare vreau să clarific toate aceste mesaje cu acest tarot, iar pentru cei care vă doriți o astfel de citire, vă aștept cu drag să vă alăturați acestui canal. Am lăsat un link în descriere și în primul comentariu pentru cei interesați. Această calitate de membru vă asigură acces la toate citirile bonus pentru toate semnele zodiacale. Pentru citirile care apar în fiecare săptămână, în fiecare lună, aveți acces și la citirile pentru acest an 2022, dar și la citirile care vor mai apărea de acum încolo. Dragi scorpioni, vă doresc o săptămână cât mai frumoasă în care să reușiți să faceți pace în sufletul vostru și în care o speranță să devină realitate. V-am pupat!